chestia mea secretă. Care? Asta e că aici cu picioarele ei și astea cu picioarele mele. Da? Și astea pentru noi sunt. Cu cât e de zi, tata, mă? Nu, mai înainte. Este și pământ din gaur. Vai, vai, vai. Din aurăs? O mandarină. Dar ce fain. Mama, asta pentru Iosif. Și lui Iosif i-a adus? Da, asta e pe jucăre pentru Iosif. Ia așa. Nu, uitați, ce-o? Ia este un curs. Așa se face. Da, la mami, știi, bău și poanță. Bănuții. Da, bănuți. Și mai ce? Așa. Tata le-a adus la fel, la amândouă? Când da. Dor! Ui, dar wow, ce mare. Ce portofel de aia? E cu care? Asta e cu 3. 3 portocale, sunteți 3 copii. Da, da. Dar cutiile alea ce sunt acolo? Nu știu, dar între cutie marshmallow. Mi-e împate asmelofe. Asmelofe-ți place? Pune aici fără astea care nu. Ok, și acum vine să mă reschide. Vai, dar ce iete frumoasă! Astea mele! O mele mari! Ce ghetuțe frumoase, tati! Tati! Tati, astea sunt mari! Și atâi le-a dus să vadă. Sunt mari! Vai! Dar ce frumoasă! Foarte frumoasă! Are gustul moșu! Da, frumoasă! Dar mie lui tatea nu i-a adus nimic? Nici mami. Dacă ai fost obraznic. Nici mami, nici... Nu, nu i-a adus nimic pe Moș Nicolae. Vezi că a zis că numai la copii i-a adus. Moș Nicolae și Moș Crăciun, dar la copii. De fapt cu marshmallow. Tate, te-am pentru marshmallow. Suntem Maria marshmallow. Am, dai marshmallow. Va. Da, dacă nu te dau bani. Vai, dar ce ghet ești asta. De da 2 euro. Mama, dă-l pe Iosif, vedem ce face pe covor. Dar el nu știe. El nu știe, mami. Este a adus moșul și lui ce vrea. Bună dimineața, dragii mei, și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, Nicoleta, Nicolae și toate derivatele. După cum ați văzut, a venit Moș Nicolae la fete și la Iosif. La fete ați văzut deja ce le-a adus. Vreau să vă arăt și eu adus lui Iosif. Eu adus acest lănțișor pentru Suzetă. Această jucărie care face diferite sunete. I-a adus câteva hăinuțe, o pereche de pantaloni așa. Foarte drăguț. I-am luat în mărimea 74, că de acum 68 îi sunt mici. Sunt grosuți. Au căptușeala din asta pe dedesubt. I-am mai adus o căciuliță. Asta e a treia căciuliță pe care eu iau iarna asta. Eu nu știu ce căpușor are el. El are capul mic și la față așa e mărânțel. Seamănă cu mine, nici eu nu am capul foarte mare și eu sunt grasă așa la corp, dar la față sunt micuță. Și i-am luat-o pe asta, este mărimea 46-48 și este mic, este mare și asta. Și cealaltă care am luat-o de la Rossmann e mare un pic și scrie că e de la 3 la 6 luni și tot mare. Și asta e un pic mărișoară, dar nu chiar așa de mare. Dar o să le poarte așa, pentru că eu nu știu ce căciulițe să-i mai cumpăr, pentru că nu-i vine niciuna. Toate sunt mari. Și această cămășuță foarte frumoasă a costat 17 euro și le-am luat de aici, la MT's Family. Aici găsești haine foarte drăguțe și de calitate. Și cam așa arată cămășuța, este și asta căptușită, grosuță și a costat 17 euro, foarte drăguță și se potrivesc așa toate, căciulița cu pantalonașii și
această cămășuță. Da, cam asta este ce a primit Iosif de la Moș Nicolae. Moș Nicolae a venit și la grădiniță, la Maria. Și așa frumos, o ghetuță din asta au făcut ei la grădiniță ieri. Acum a adus-o Sevi de la grădiniță, această ghetuță. Și le-a pus aici câte o acadică din asta pe băț de ciocolată. O crenguță de brad și un balonaș. Foarte frumos gestul. Mie îmi place așa când primește ceva, nu știu, simbolic așa, să știe că e de la grădiniță. Nu trebuie să-i dea cine știe ce, dar mă bucur că s-au gândit și la ei. Au mai primit câte ceva de Moș Nicolae. Iosif a primit această jucărie de la sora mea, Roxana. Fetele au primit câte o ciuboțică din asta, cu dulciuri înăuntru, tot de la Roxana, plasa de portocale și aceste bomboane. Astea sunt de la Roxana și de la mama a primit câte un Moș Crăciun din ăsta și două punguțe de bomboane, așa, dar una deja a mâncat-o și am mai primit câte un bănuț de la mama mea. Deci a venit Moș Nicolae cam peste tot. Dacă auziți gălăgie pe fundal, este centrala, pentru că eu sunt în bucătărie și Sebi face baie și se aude centrala. A ajuns până la urmă puzzle-ul Antoniei. Cam așa arată. Este din lemn și nu sunt toate piesele la fel. Cam așa arată. Trebuie să iasă acest unicorn. Da, mami? Da, șapte-o. Stai că l-arăt acum. Trebuie să iasă acest unicorn. Sper să reușească să-l facă, Antonia. Sunt 250 de piese. Așa, a ajuns astăzi. Și aici am comandat și Marie. Pe partea asta scrie cu cretă, are și creion. Pe partea asta alaltă este magnetică. Și faci diferite modele, floricele, să-i cauți mânuțele la ursuleț, are și burețel, doar că Maria l-a folosit deja, cretă și acest X, carioca, nu știu ce-i, are așa. Maria, lasă-o și pe ea. Diferite forme, copăcei, să faci tot felul, să-i lipești ochiul. Interesant. Acesta a costat 10 euro și puzzle-ul Antoniei 20 de euro, redus de la 40. Și asta era redusă tot așa, de la 20 de euro la 10 euro. S-a terminat temele? Mai încă... Uh-huh. Am pus să fac ceva de mâncare. Voi face o mazăre cu cărniță de porc. Am tăiat cărnița așa, bucățele mai mici, am pus-o un pic la prăjit, o mai las un pic și voi pune legumele. Am aici ardei, portocaliu, verde, morcov și ceapă. Le voi pune peste cărniță. Da. Nu știu dacă reușesc cu o mână. Da. Am pus legumele peste cărniță, le-am lăsat un pic la călit și pe ele. Și acum voi pune și mazărea. O măstică. Și după apă. Și lăsăm la fiert. Voi pune capacul și o las la fiert. Am dat o multă, mami. Dacă am găsit aici o mazăre din asta. Nedesfăcută. Așa, acum o voi lăsa la fiert cu capacul pus. Voi pune și sare și piper. Cât timp mi se fierbe mâncarea de mazăre, vreau să fac niște fursecuri. Și sper să mă auziți că acum a venit și mașina de gunoi, fix acum și-a găsit să vină. Și am pus aici 200 de grame de unt
trebuie să fie la temperatura camerei, foarte moale. Acum nu știu care să amestec, cu telul sau cu spatula. Așa, am pus aici 200 de grame de unt. Voi pune un pic de sare. Voi pune zahăr. Am aici 100 de grame de zahăr. Voi, dacă aveți zahăr pudră, puteți pune zahăr pudră pentru că se topește mult mai repede. Și încercăm să amestecăm aici zahărul cu untul. Pune câte un ou. Punem câte un ou și amestecăm. Nu le punem pe toate odată. Am amestecat, acum mai punem un ou. Acum vreau să iau telul, să văd dacă pot să amestec acum cu telul. Parcă e mai bine acum. Punem și ultimul ou. Așa, acum voi pune două lingurițe de esență de portocală. Pun două ca să fie aromat. Am pus esența de portocală, amestecăm un pic. Și aici am 200 de grame de făină cu un praf de copt. Să vedem dacă ne trebuie toată făina. Nu o punem toată odată. Am pus toată făina, 200 de grame de făină. Eu am să vă pun toată rețeta în descrierea acestui videoclip, dacă vreți și voi să faceți rețeta de fursecuri. Este foarte ușor de făcut. În 5 minute, nici măcar 5 minute, l-ai făcut. Și aici avem stafide. Am să pun stafide. Mami! Ia! Ce sunt astea? Stafide, nu stafine. Puneți câte vreți voi, mai multe sau mai puține. Și cam așa arată compoziția. Acum le punem în tavă și la cuptor.
bulion. Am pus în mâncărica de mazăre și mărar. Și am pus două lingurițe de făină amestecate cu apă, cu un pahar de apă. Și le-am turnat aici peste, pentru că mie îmi place să aibă un sos așa gros mazărea, să fie cremoasă, așa, nu știu cum să zic, dar îmi place cu sos. Las așa o minut să mai fiarbă și o iau de pe foc și gata. Asta e mâncarea mea de mazăre. Am scos fursecurile din cuptor. Le-am lăsat 10 minute la 180 de grade. Nu mai mult. Acum depinde și de cuptor. Vă uitați și voi când sunt așa de desubt. Sunt gata. Am terminat de făcut fursecurile, cam așa arată. Mie mi-au ieșit 32 de bucăți din toată compoziția. Eu am să vă las rețeta în descrierea videoclipului. Dacă vreți și voi să le încercați, sunt foarte, foarte bune. Dacă le încercați, vă rog să-mi trimiteți poze pe Instagram sau pe Facebook. Chifan Elena, mă găsiți pe ambele. Și da, sunt foarte, foarte bune. Mai ales dacă puneți esență de portocală, au un gust foarte plăcut. Cam așa arată și în interior. Sunt foarte fragede. Acum sunt calde, dar când se vor răci, vor fi mai bune. Mie fursecurile nu-mi plac calde, îmi plac reci. Da, cam așa arată. Puteți să puneți și picături de ciocolată în loc de stafide, ce vreți voi. Da, aștept poze dacă faceți aceste fursecuri. Sunt foarte ușor de făcut. În 40 de minute, gata sunt fursecurile. I-am făcut mâncărică și lui Iosif, spanac cu cartofi dulce și merg să îi dau să pape. Pap, Iosif! Iosif! Zic la foaie ca pap. Să vrea să o rupe. El iarăși îi iasă dinți, îi curge nasul. Du-te cu foaia că ți-o rupe. E supărat, azi noapte mi-o plâns. E foarte supărat că iasă dinții de sus. Ce să facem? Trecem și peste asta, așa, Iosif? Du-te cu poftă acolo, ce-i castrul? Tare supărat eu că mi-am iasă dinții și eu. Pap? Papi?